Prin intermediul programului operațional Infrastructură Mare, spitalele din România implicate în lupta împotriva noului coronavirus au putut beneficia de finanțare europeană, banii putând fi accesați pentru decontarea achizițiilor de aparatură medicală și echipamente de protecție. Aflat în linia întâi în diagnosticarea, tratarea și recuperarea pacienților din județ infectați cu COVID-19, Spitalul Orășenesc Mioveni a profitat de oportunitate, reușind să semneze contractul de finanțare pentru un proiect în valoare de 4,1 milioane de euro. Printre echipamentele ce vor fi achiziționate se numără monitoare pentru funcții vitale, concentratoare de oxigen, sisteme de intubație, ventilatoare și paturi pentru ATI, stație centrală monitorizare, electrocardiografe, defibrilatoare, ecografe, echipamente pentru protecție. Durata de implementare a proiectului depus de orașul Mioveni este până la 30 aprilie 2021.